Militarii batalionului cu destinație specială Fulger al Armatei Naționale, participanți la exercițiul multinațional JSET 2023, au revenit în patrie. Precizăm că exercițiul s-a desfășurat în conformitate cu planul de activitate externă al Armatei Naționale pentru anul curent. În perioada 6-17 ianuarie, cu un grup din cadrul batalionului cu destinație specială, am participat alături de colegii români din cadrul batalionului 52 de operații speciale la exercițiul internațional JSET 2023. În cadrul exercițiului ne-am dezvoltat capabilitățile pentru executarea operațiunii speciale. Ne-am antrenat la tehnici speciale de alpinism pe timp de iarnă, trageri avansate de lupte și misiuni specifice.